De ce am scris pe perete cu markerul permanent? Unul la mână, pentru că este ceva permanent și atunci nu poți să trișezi. Uh, vreau să vedeți că totul este real, să nu credeți că, nu știu, dacă aveam o tabliță din aceea pe care scriam, puteam să șterg, puteam să uh, șterg să scriu altceva, să mai aștept, nu știu, eu știu... Care e pluralul ăsta voi telecomandă? Nu știu! De ce? Nu știu! Cum așa? Nu știu de asta. Ideea e că, fiind pe perete și fiind permanent, odată ce am scris, odată ce v-am arătat cântarul, este totul transparent și nu poate fi modificat și nu vă pot înșela în niciun fel. Exact ca și cu tatuajele, faceți-vă tatuaje permanente, nu din acelea semipermanente, pentru că, nu știu, acelea semipermanente mi se par cam uh, aiure, așa, cam de copii. Uh, bineînțeles, dacă ești copil, nu-ți nu, nu -ți faci tatuaje, așteaptă minim, minim până la 18 ani, gândește-te un an, doi, până să-ți faci un tatuaj, pentru că te va reprezenta și va fi acolo pentru toată viața. Și Uh, de aia zic. E, nu știu, exact ca și cu tatuajele. Uh, vedeți un tip care apare plin de tatuaje, nu știu ce, și după aia, peste două luni, nu vedeți fără niciun tatuaj. Adică, nu știu, mi se pare ceva așa, făcut doar de uh, a impresiona, doar de ochii lumii și, nu știu, eu nu sunt așa, nu-mi place să-mi fac un lucru pentru pentru alții, vreau să îl fac pentru mine, să fiu eu fericit, să-mi placă mie și să mă simt bine în pielea mea. Până data viitoare, eu sunt Otto, vă salut, numai bine, ciao. Abonează-te la canalul Miere TV pentru mai multe clipuri. Like and share dacă ți-a plăcut. Clicul tău mă motivează. Nu uita să apeși pe clopoțel pentru a vedea primul clipurile. Și să dai un follow la pagina de Instagram.